Mă numesc Neluța Rus, sunt angajată a Centrului Delii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor, iar în prezent sunt ghidul turistic al peșterii cristale din Mina Farcu. Acum ne aflăm în munții Pădurea Craiului, în Comuna Roșia, comuna cu cele mai multe peșteri din România. Momentan aici au fost descoperite în jur de 400 de peșteri. Mai exact ne aflăm pe dealul Farcu, în Mina Farcu. Această mină a fost o mină de bauxită, are un kilometru lungime, iar în timpul exploatărilor au fost descoperite 20 de peșteri doar aici, în această mină. În prima parte a turului se vizitează un muzeu minier care cuprinde mai multe ustensile folosite de către mineri în timpul exploatărilor. Partea a doua a turului cuprinde peștera cu cristale din Mina Farcu, care a fost descoperită în anul 1990, accidental de către mineri. În peșteră pot fi admirate cristalele de calcit care cresc un milimetru în 15 ani, iar cele mai reprezentative formațiuni din peșteră sunt libelula și aripa de fluture.